Vorbim astăzi despre Motorola DeFi XT535. Este un device lansat în luna martie 2012. Are 115 grame, vine cu un display TFT capacitiv touchscreen de 16 milioane de culori, ce măsoară 3,7 inch și suportă rezoluție 480x854 de pixeli. În partea de jos găsim butoane touch sensitive, butonul de căutare, înapoi, acasă, cât și cel care anuncem prin planul meniu adițional cu diverse aplicații. În partea de sus găsim în partea din stânga un senzor de luminositate și de proximitate. În partea din dreapta e o cameră secundară VGA. În partea din dreapta al telefonului găsim tastele de volum. Sus, butonul ce blochează display-ul, îl deblochează, închide telefonul sau îl deschide. Jack de 3,5 mm pentru căști. În partea din stânga găsim port micro USB pentru cablu de date, care se conectează foarte ușor la încărcătorul rețea. Pe spate observăm o cameră, aceasta este de 5 megapixeli, poate să facă poze la rezoluție de 2592x1936 de pixeli. Dispune de autofocus, geotagging, stabilizator de imagine, observăm și un blitz. Probabil ați observat din designul telefonului că pare etanș, pot să vă spun că și este, conform producătorului. Observăm pe partea din spate că avem un slider în care putem să-l folosim pentru a scoate carcasa de pe spate. Conform datelor tehnice, telefonul este certificat IP67, ceea ce înseamnă că îl face rezistent la apă cât și la praf. Conform producătorului, poate să reziste într-o la o adâncime de 1 metru în jur de 30 de minute. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să intrați cu el la în piscină sau la duș, însă e bine de știut că în caz că aveți parte de evenimente nefericite în ceea ce privește telefonul, vă prinde o ploaie sau cine știe ce se întâmplă, din greșeală îl scăpați în apă sau în alt lichid, sunt șanse extraordinar de mari să funcționeze în continuare fără nicio problemă, ceea ce întotdeauna este un lucru bun de știut. Telefonul vine cu sistemul de operare Android, versiunea 2.3.7, supranumită și Gingerbread, ce rulează pe un procesor de 1 GB, un chipset Qualcomm MSM7227A și un GPU Adreno 200. Ca memorie internă vine cu 512 MB de RAM și 1 GB de ROM, suportă un card de până la 32 GB. În punct de vedere al conectivității vine cu suport 3G de până la 7,2 Mbps pe secundă download și 5,76 Mbps pe secundă upload. Vine cu wireless, suport pentru rețele tip BG și N, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi Mobile Hotspot. Vine cu Bluetooth, versiunea 3.0 cu A2DP. Nu știu cât de mult o să insist pe sistemul de operare. Deasupra sistemului nativ mai găsim și interfața Moto Switch al celor de la Motorola, pe care obișnuiesc să o impună cam pe toate device-urile lor cu Android. Display-ul, conform producătorului, vine și cu Gorilla Glass, ceea ce îl face rezistent la diverse zgrieturi și alte lucruri de acest gen. Între aplicații, chiar printre primele aplicații, găsim un manager al bateriei, un lucru foarte util. Putem să închidem aplicațiile ce rulează în fundal, să închidem conexiunile 3G sau Bluetooth dacă nu le folosim, respectiv wireless, să diminuăm calitatea luminii display-ului, cât este mai joasă spre închis, vă dați seama că ține bateria mai mult. Telefonul vine și cu GPS receiver cu suport eGPS. Dacă vorbim de senzori, dispune accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală. Telefonul mai vine și cu un microfon separat pentru anularea zgomotelor din jur. Vine cu o baterie lithium-ion de 1650 mAh, care rezistă până la 290 de ore în modul așteptare și 9 ore în modul vorbire. Aceasta este prezentarea telefonului Motorola DeFi XT535. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe telefonul tău.eu.